Da, Ministerul de Finanțe, și o să vină cu completări, evident, ne-a transmis că veteranii sunt în continuare scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale, precum cele menționate în articolele de presă. Această scutire nu se mai aplică pentru bunurile comune ale familiilor, ci doar pentru bunurile sau cota parte deținută de persoanele care au luptat în război, în teatrele de operații, etc. Nu s-a făcut o modificare legislativă, pentru că am văzut și această abordare, doar este lămurită printr-o hotărâre de guvern definiția bunului aflat în proprietate. Așadar, exista această mențiune în codul fiscal actual. Cod fiscal dezbătut în Parlament pentru foarte mult timp și în care nu s-au operat modificări. Deci, până la urmă, soția veteranului plătește parte a impozitului, să înțeleg? Deci nu există nicio altă modificare decât sunt reguli care au fost și până acum. Nu s-a schimbat nimic, practic.